Bună ziua, dragi prieteni din Berbec. Pentru voi astăzi întrebarea este ce simte el sau ea pentru mine. Berbec, ce simte el sau ea pentru mine, pentru luna decembrie. Haideți să vedem. Am extras deja 3 cărți pentru ca video să fie cât mai scurt. Dumneavoastră, în prezent, probabil că ați întâlnit pe cineva care v-a făcut, de care v-ați îndrăgostit, însă dumneavoastră prețuiți foarte mult cariera, banii. Contează foarte mult în această situație. În situația dumneavoastră sentimentală, și atunci cărțile vă spun să vă decideți ce sentimente aveți ca să obțineți dragostea necesară. Vreți să lucrați foarte mult, vă interesează foarte mult banii, cariera mai presus de sentimente, mai presus de această relație. Sau, dacă nu sunteți încă în relație, lucrați foarte mult. Cărțile arată că lucrați foarte mult și că sunteți o persoană de carieră. Însă, este momentul să vă gândiți și la viața sentimentală. Probabil aveți pe cineva, ați cunoscut recent pe cineva care v-a trezit anumite sentimente și aveți chef de romantism pentru moment. Deci, cărțile vă spun că este momentul să acționați, să vă gândiți mai mult la dumneavoastră, să vă relaxați. Sunteți foarte concentrată pe muncă, pe job, sunteți foarte serioasă, râdeți mai mult, fiți mai activă ca să atrageți persoana pe care o vreți. Atât ar fi pentru dumneavoastră în berbec, deci sfatul meu este să dați frâu sentimentelor, pentru că aveți sentimente pentru acea persoană, însă nu vreți să ca și cum vă ascundeți în spatele muncii. Cărțile vă întreabă ce vreți de fapt, ce vreți. Universul, să știți că ascultă dorințele noastre dacă punem întrebări clare sau rostim dorințe clare. Dacă vă plângeți de ceea ce aveți, nu veți avea, atrageți energii negative. Odată ce formulați clar ceea ce vă doriți, veți obține. Este momentul să fiți sinceri cu dumneavoastră sau sincer cu dumneavoastră despre ceea ce vă doriți în viață, carieră sau dragoste sentimentală, pentru că sunteți predispus la a întâlni pe cineva, o dragoste romantică, însă datorită banilor, ori problemelor financiare sau lipsei de bani și a carierei, în orice caz, banii și cariera au un impact asupra vieții sentimentale pentru voi, berbecii, în luna decembrie. Mulțumesc și vă aștept la un nou video.